Iulia. Vai de mine, nu pot să cred așa ceva, doamna Iulia Albu, la mine? Poftiți, vă rog frumos, doamne, cât de frumoasă sunteți. Mulțumesc, mulțumesc, eu sunt Iulia, îmi pare bine. Îmi pare bine, Laura. Poftiți. Hai să vedem, pe aratul de pondă. Da. Sunt foarte emoționată să o cunosc pe doamna Iulia Albu. Mă tem puțin că poate ce găsește în dressing-ul meu nu o să fie pe placul dânsei, dar sper să fie tot ok și am foarte mari emoții. Bună, Iulia! Bună, bună! Bine ai venit la mine! Bine v-am găsit! Ia să vedem! Ce faci? Bine! Tu? Eu fac foarte bine! Mă bucur să aud! Ai o casă foarte colorată, îmi place! Da? Vino mai aproape! Mulțumesc frumos! Care este povestea tabloului? Povestea tabloului, aici am fost, am avut o poză în care am fost nașă și am vrut să o am amintire. Ai și o coafură specific de nașă, trebuie să recunosc în fotografia asta. Da. Mă numesc Laurenția, căsătorită sunt de 25 de ani, am doi copii, o fată și un băiat, fata are 34, băiatul 18. Eu în momentan lucrez ca bucătar într-un restaurant. Și restul acasă, cu copilul, cu soțul. Primul lucru pe care l-am remarcat la tine a fost că ai o siluetă foarte armonioasă. Mulțumesc. Și înțeleg că ai și cochetat cu modelingul la un moment dat. Da, acum foarte mulți ani, când aveam 18 ani. Și cum a fost? Ți-a plăcut experiența asta? Mi-a plăcut, numai că am avut o dezamăgire foarte, foarte mare. Aoleu, cum așa? Da. De obicei n-aud asta. Am fost plecată la Brașov cu fetele. Făceam modeling de vreo 4 luni de zile. Câți ani aveai? 18 ani. Ai, mică. Da. La vârsta de 19 ani am rămas fără mamă și aveam în grijă 3 frați mai mici care a trebuit să mă ocup de creșterea lor. Să-i întrețin pe frații mei și a fost foarte greu. Și ați plecat singur așa? Era ca un fel de cantonament sau cum? Exact, exact. Aha. Și trebuia să mergem la Brașov. Ok. Și acolo la Brașov mi s-a întâmplat ceva foarte oribil. Am ajuns acolo, bine mersi, și într-o seară am ieșit cu 4 fete și noi ca fetele la o cofetărie. Să mâncăm prăjitură, să bem un suc. Și când ne-am întors de acolo, persoana respectivă n-a avut nimic cu cele 4 fete, colegele mele. Cine e persoana respectivă? Mai pierdut puțin. Este o persoană care nu vreau să-mi aduc aminte. Era cineva din echipă? Era cineva localnic acolo sau cum? Da, era un bărbat care, de fapt, vrea mult mai mult de la mine. Și lucra cu voi, adică era cu da, acolo. Da, el era persoana care trebuia să aibă grijă de noi, adică să ne învețe, să ne arate, să stea tot timpul cu noi. Și nu ce să-i dau numai. Poți să te întreb, dacă nu ești confortabilă cu asta, nu aș vrea să spun întrebări stranii. Nu, este ok. Au trecut foarte mulți ani de atunci și este ok. Și când ne-am întors de acolo, am luat o bătaie soră cu moartea. În schimb, cele 4 fete n-au avut nimica, dar eu am ajuns la spital. Aoleu, și... cu hemoragie internă, ficatul făcut praf. Și de atunci am zis că este ultima oară din viața mea care nu vreau să mai am treabă cu modelul, cu modelingul. Aia mi-a pus capac. Îmi pare foarte rău pentru experiența pe care ai trăit-o. Da. Păi haide să vă spun eu de unde am eu puterea asta și de unde am avut-o și cred că o voi avea în continuare. De la Dumnezeu, pentru că eu așa cred în sufletul meu și sunt sigură că Dumnezeu mă iubește foarte mult. Și mi-a dat această putere să pot să mă zbat cu viața. Ce s-a întâmplat după ce ai ieșit din spital? După ce am ieșit din spital, am preferat să-mi țin frumusețea mea, cum se spune,
la momentul acela pentru mine. Nu eram ca, cum să spun eu, ca fetele de la dansatoarele, de la Melody, să fiu traumatizată, bătută. Am preferat să-mi țin frumusețea mea pentru soțul meu, copiii mei, se bucure ei de frumusețea mea. În afară de faptul că de frumusețe, de suflet, de mintea mea, am renunțat cu totul. Nu am mai vrut să am niciun fel de legătură cu modelingul. Viața mea de acum încolo o văd liniștită, fericită, alături de familia mea, de copiii mei și sper, din tot sufletul, să am o bătrânețe liniștită, sufletește. Tu ești o femeie foarte puternică și ai trecut peste asta și să lăsăm trecutul acolo unde este locul trecutului și să ne ocupăm de prezentul și de viitorul tău împreună, ce spui? Cred că e mai mare, e mai bine. Povestea Laurenței mi s-a părut înfiorătoare. Chiar dacă nu este ceva care se întâmplă rar, totuși să auzi o femeie atât de sigură pe ea spunând aceste lucruri și spunând-o cu atâta demnitate, nu te poate face decât să o apreciezi și mai mult. Este clar, Laurenția este o femeie puternică care știe ce vrea. Chiar nu am vrut să-mi aduc aminte de așa ceva, dar... Ești o femeie frumoasă, ești o femeie care are viitorul în față, iar surprizele pe care noi ți le-am pregătit, cu siguranță vor aduce zâmbetul din nou pe fața ta. Mulțumesc mult! Chiar hai. Am nevoie să hai, zâmbesc. Zâmbește! Uite ce frumoasă ești când zâmbești! Mulțumesc! Hai să ne apucăm de treabă acum! Hai! Să ajungi în punctul în care să iei o bătaie soră cu moartea pentru că ai ieșit în oraș, mi se pare incredibil. Bună! Bună! Ce faci? Bine, bine ai venit! Bine te-am găsit! Eu sunt Iulia. Izabela, îmi pare bine. Deci nu vine să cred cât ești de înaltă. Nici tu nu ești foarte mică de înălțime. 1,73. Nu că ar fi ceva rău. Este super ok. Cele mai frumoase femei din istorie au fost mici de înălțime. Dar cred că spun deja prea des chestia asta, să nu devină plictisită. Bun, hai să ne apucăm de treabă, mă gândesc. Da. Bun, hai! Mă numesc Bădița Nelly Izabela. Am 28 de ani, împliniți pe 10 august. Vreau să-mi arăți care este piesa ta preferată de aici. Cred că am mai multe piese preferate, nu pot să mă hotărez la una singură. Uite, mai multe? Da. Hai să vedem. Uite, una dintre ele este sacoul acesta. L-am și purtat la o petrecere și mi-a plăcut foarte mult. Doresc să fac o schimbare pentru că, în primul rând, nu am avut o persoană care să-mi spună, mai ales de când m-am apucat de muzică, nu am avut un stilist, nu am avut pe cineva care să-mi spună, uite, asta ți se potrivește, asta nu ți se potrivește. Am văzut-o pe Iulia că mă arunca din dressing-uri niște lucruri, așa, m-am gândit să nu mi le taie, să nu mi le arunce și le-am pus bine. Unde sunt? Căutați! Să știi că m-am gândit. Căutați! Da? Să știi că m-am gândit, mă, vine Iulia, da. Deci s-ar putea să îmi scoată cam toate hăinuțele de aici, știi? Și... Uite, mai am aici un sac cu mai strălucitor, nu e chiar shiny, dar are niște dungulițe, mie îmi place foarte mult. L-am avut chiar și la unul din clipurile mele, primul, de fapt, pe care l-am făcut. Da. Și chiar a venit super bine, l-am avut cu salopeta asta de aici. De fapt, stai că este aici, pe rochiță. Le sentiment que j'ai pour toi ne me laisse pas être moi. Ton absence me fait baby du mal. Quand je regarde mes photos avec nous dans le métro. M-am apucat de muzică acum 2 ani pentru că nu am avut alt... Sincer, nu am avut posibilități. Din punct de vedere financiar, nu am avut posibilități. Părinții nu m-au susținut
din punctul ăsta de vedere, chiar dacă poate și ar fi dorit, din punct de vedere financiar nu aveau cum să mă susțină și am înțeles perfect. Toată nebunia a început prin faptul că eu m-am dus la un studio, m-am dus să fiu acolo compozitoare, m-am schimbat strategia, am zis hai să propulsăm o fată în față și așa a apărut artistul Zia. Nu neapărat că mi-a și dorit să scot clipul, da, îmi doream să devin artist, dar nu mă gândeam la momentul respectiv și asta s-a întâmplat. De ce a spus asta aici? De ce a spus asta aici? Nu băga în seama, eu sunt aici că trebuie să ia și eu un salariu. Da. Mai să știi că cumva nu-mi displace foarte tare, dar mi-ar fi plăcut să nu fie această jachetă atât de sport. Da, este puțin de inspirație motor chiar, adică văd un motociclist aproape care avea protecțiile unde trebuie, doar că trebuia să-i obții mai jos, știi, da, la coate, da, într-adevăr, într-adevăr. Așa, asta este doar pentru... Eu sunt și mai băiețoasă, deci am momente când sunt foarte feminină și îmi place tot ce este femin, dar am momente când sunt foarte băiețoasă și îmi place foarte mult să port o geacă de genul acesta cu niște jeansi. Dar totuși muzica pe care o cânti este... Reggaeton. E foarte... Excentrică. N-aș spune, asta este foarte diferit de, preferințele tale vestimentare. Da, da, da. Nu te-aș fi văzut niciodată în zona asta de muzică. Da, sunt foarte multe persoane care mă văd foarte feminină, îmbrăcată într-un mod foarte feminin și eu nu mă văd atât de...